Ia, mă! Ia, mă, mi-a făcut tovarăș, mă! S-a mort tu, mă! Ia, mă! Ia, mă, că s-a aliat ăsta cu mine, ești proști? Hai, da, domnule, să o facem noi doi împreună împotriva lor! Atât de Terexan, ce faceți, mă, nebunilor, mă, este Terexul și continuăm cu Carnotaur. O dată trecută, pauzura 5 era așa, ala, hai să mergem acolo. Mai țineți minte că a fost amuzant data trecută, am jucat cârnatul cu picioare, care aparent așa rămâne numele de acum. Am jucat cârnatul cu picioare, a fost amuzant, am vrut să omor și pe cineva, am vrut să fac roșu niște mix pe acărdă așa de gunoi, dracule. Apropo, scuze că am lipsit, știi ceva, că o să-mi cer scuze într-un clip, da, dracu, așa, dar nu contează, mai cer scuze încă o dată că am lipsit vreo 2-3 zile de pe YouTube sau 4 zile, cât dracu a fost, mă, o lună, una. Ce se întâmplă cu existența mea, mi-au spart urechile, mă, când am intrat, white de cam eu, close, și plouă și sunt fix aici, foaie-nca în supraviețui, mă. Uai, trăie! Mamă, ești nebun la cap, uite-l, mă, aici, pe nebunul meu, mă. Pe nebunul nostru de cârnat cu picioare, mă, dar am cumva headshot cu activare astea și unde... Uite aici, headshot, așa e, că a făcut Terex mare thumbnail-uri, dracului. Apropo, s-a întrebat lumea ce-a fost cu thumbnail-ul data trecută, de ce am făcut carnul ăla atât de deform în thumbnail. Nu l-am făcut deform, ăla e literalmente un cârnat. I-am retezat picioarele și cu capul, asta sună greșit, nu-i așa? I-am tăiat picioarele și cu capul, dracului, cu coada și le-am lipit un cârnat pe care l-am găsit pe internet. Primul rezultat cu cârnat pe care l-am căutat pe Google, pe ăla l-am lipit acolo și ăla mi-a fost thumbnail-ul. Domnul oameni, a lipsit Terex-ul ceva tine, pentru că n-am, mi-a fost dracu și mi-a rău, așa să zic, fiecare dată că vine toamna la mine, fai de cameră, dacă nu mă lovește cu un pumn în gât și literalmente în gât, dacă nu m-a durut în gât, ultimul hal am putut să mai vorbim, n-am putut să mai fac nimic, nici să mănânc nu mai puteam, am făcut greva foamei și nebun la cap. Păi, mă întrebare ce-o fi fost în capul lui Utahraptor ăla când m-a găsit aici, mă, și-o-am bugit praște, mi-am dat logout instantaneu de acolo, mă întrebare cum a fost aia, mă, după ce am omorât tovarășul Dilo, mă, care a fost cel mai slab, cel mai prost de curtea școlii pe la mă. Și sub adultul ăla de giga, mă, uai, dacă omoram sub adultul ăla de giga, eram cel mai fericit om, dar nu știu cum dracu n-o să mă omoare la atunci când am trecut prin el, mă. Ce mă enervează, healing rate-ul din joc ăsta îți durează undeva la un minut jumate să-ți treacă 0.2 bleed, dracului, că așa funcționează tick-urile de heal din jocul ăsta, așa de bine realizate. Un 0.2, stai jumătate de oră aici și... Alai, m-am făcut bine, bun, hai să ne cărăm aici că stâncăm de schie dracu și n-am chestia să mai vedem că ceva păstă mine. Să-ți găsim un pom, ceva să mă ascund. Mai ales că vine și noaptea acum, fight, că am ieșit și aproape de twins. Să mă bată Dumnezeu, bă, acum ia, s-a oprit și ploaia extraordinar. Uite ce-i pe mine, s-a dus un carno, mă. Ia uzi, mă. What? Nu, de ce am făcut asta? Când mă vedea la în stagiul ăsta o să mor, dracule, nu-i așa? O să mă mănânci, o să fie canibal mai mult ca sigur, că așa sunt caruntaure din jocul ăsta. Dar uite ce-i pe mine, mă, cârnatul picioare, mă, fai de cap, mă, desfigurat aia acolo, ești proști la cap. Unde o fi carnul ăla de la mozit? Eu, fai, mi-e frică, dracu, sunt în câmp deschis pe aici. Bine, că nu poate să mă prindă nimic, în afară de un alt carn, nu poate să mă prindă altceva mare brânză pe mine. E foarte greu să văd ceva cu tot sângele ăsta pe ecran, mă, e frustrant, dracule. Fai de cameră să mă bată Dumnezeu, dar în același timp nu vreau să cred că am supraviețuit, ești nebun la cap. Ia uzi acolo, lebenița umblătoare, mă, fai de capul meu. Cărnat-o cu picioare, vrea lebenița umblătoare. Nu, uite, am făcut un întreg bufet, acum mi-am dat seama, tot jocul ăsta numai nume de mâncare le-am dat, toate alea să dea dracu. Și că am făcut un bufet suedez aici. Uite un spaniu, domne ferească, Dumnezeu ce m-am speriat, domne, și am urs un raptor, voi. Ferească sfinții. Ala, am mai trecut în damage și ceva să speria pe acolo, fai de capul eu. Doamne ferească, Dumnezeu, mă. Na, să duce după... Bă, da, un cluster întreg de friend drop-uri aici, mă, ce se întâmplă? Să spawnează 7000 de entități în același loc. Păi de cam eu cred că e plin de oameni pe aici, să-mi bat picioarele. Na, lasă-o ce să mănânce ava ăla, nu-i așa? Na. Știam că ava ăla să spawn puțin prea departe ca să fie în range-ul meu, dracu, dar eeeei. Uite, carnul ăla, mă, ia ala e acolo, ia, nie, e unul mic și unul mare, ala-i. Păi de cam eu și-a găsit Terex tovarăș, mă, în același timp mi-e frică, mă uit pe toate direcțiile, dracu. Uite-te și pe mine, pe cărnatul, ia. Ia, mă, că-s mai mici ca mine, fraiere. Dracu, 3 colo. Ok, sunt rănii, nu mă bag, man, gata, m-am cărat, dar ci bată-vă Dumnezeu, stai că mă fac eu bine, nu-i așa? La mine e în felul următor, mă vindec și mă duc să-i omor, dracule, aia o să fac. Fai de camera, dacă eram acum, bine, știi cum fugeam până ei, mă? Dar-s mai mici ca mine, mă, dar totul sunt mai rănit ca ei, mă. Păi băiete, am fugit random până întuneric ca un idiot, mă. M-am rătăcit complet, mai știu unde sunt, nu mai au nimic, nici mâncare, nimic, să mă bată Dumnezeu. Fai de cap, meu, tremură funcile pe mine. Hai de viața mea, nici nu știu unde dracu să mă duc acum, nici nu știu unde naiba sunt, mă. Să-mi bag picioarele, nu pot să miros absolut nimic. S-au zis ceva? Gata, m-am găsit un pomul să mă bag, ferească Dumnezeu, și sunt ascuns relativ perfect, mi se vede coada de cârnat afară, dracu, dar nu contează, mă, sunt în siguranță aici.
Cel puțin până mi se reface stamina și o să mor de foame între timp, uite-te cât hunger mea, 22%, nicio treabă, între timp sunt rănit, e bine. Mă doare foarte tare, dar rezist, cârnatul este puternic și sunt 100% crescut, ala-i, putem să dăm damage maxim la oponenți. Unde ori fi carnotaurii care au dat cu tricol la mine acum? Oricât aș vrea să stau eu ascuns, hangarul ăla mă obligă să ies afară, dracului, trebuie să mă duc să prind ceva, măcar că nu o să mor de foame, mă, nu e ok. Apoi ar fi culmea să scap de toate pericolele, să mor fix de foame ca ultimul imbecil, ai de cap, mă, uite-te dealurile astea, uite-te unde am ajuns, mă, facem un rubber band din postul tău, mă, bată-te Dumnezeu, mă. Uai de cap, mă, s-a un giga cu... A, e clar, am ajuns la Twins, e bine! Gata, acum să facem cale întorsă, pe acolo, pe undeva, Regio Tauru, ei, un pui de Rex, ala, am ajuns la Twins-ul mic. Aolo. Aolo! 2% hunger, mă! Aolo, ca și IQ-ul meu, mă! Dar s-aud un dilop în apropiere și aproape zi. Alai, s-aliniază constelațiile, poate s-ar fi un moazazaur pe mine acum. Hey, we got sunlight! Alai, uite acolo, un Ava. Ui, hai să mâncăm chestia aia repede. Aia o să-l sigur niște substanță înainte să mă apuc de o vânătoare pe bune. Ah, că tăgeam eu damage! Alai, vină cu acea mă bestieciști. Stai pe loc, stai pe loc, alai. Stai pe loc, alai, da la T-Rex, alai. Uai, dar uite-te cum se strică lumina în jocul ăsta. O, uite Dilo acolo. Alai, opa, m-a văzut. S-a dat cu doi acolo la mine și eu nu văd că e lumina bubuită. Alai, ai de capul eu, ia. Sunt foarte curios, ce intenția au oamenii? Ai de capul eu, nu știu. Ia, sunt cam mulți Dilo, nu vi se pare, sunt vreo 3 acolo și sunt adulți. Na, oamenii se uită suspicios la mine, opa. Ia alai, ia alai, ia alai. Na, ce treabă oamenii cu existența? Mă, m-aș arunca în ei să-mi bat picioarele. Sunt foarte curios și intenția oamenii ăștia, că nu pare că ceva pânceat pe acolo. Oai, sunt 4 dintr-o dată. Nu știu, nu știu ce să zic. 4v1, mă, vi se pare corect? Eu nu știu ce să zic. Adică au și avantajul de copaci. Aia mai sunt și vers 2 dintre ei, dracule. Care ar fi șanse să mă bat cu ei? Cred că asta e un plan dublu aici. Cred că ei plănuiesc să mă atace pe mine și o plănuiesc să-i atac pe ei, dar nu-mi iese strategia, știi? Că niciun... Ia, că încearcă să mă înconjoare. Ia, că încearcă să mă înconjoare. Ia, măi, sunt dăștezi, mă. E fac... Ia, azi dau și-o cu trei colo, dă ce nu? Ala-i, nicio treabă. Ia să iau pe ăsta de aici, că-i singur. Arată, ia-mi încoace un... Bată-te! Ala-i, nicio treabă, atât a fost cu el, bată Dumnezeu. Dar nu mă prindeți voi pe mine niciodată, mă, sunt așa de Formula 1, m-am fost antrenat, dracului. De brigada suedeză, de mașinism. De timp toată lumea fuge de pe mine, ia uite, nicio treabă n-am. Ăla a dat cu forcolul deja, ăla e frică deja. Care o să fie strategia aici aia să ne... Deci ăsta fuge de pe mine și prepădește stamina, bun așa. Ia să o luăm așa, apoi facem așa, o luăm așa și să nu fiu mușcat aici, alai. Domnule, nu mă prins tu pe mine niciodată, domnule, alai. Mușcați-vă între voi dacă puteți, alai, faceți-mi mie treaba mă ușoară. Bă, ăștia chiar cred că o să mă prindă pe mine vreodată, adică eu am și mai multă stamina decât e, pot să o țin așa toată ziua, dracu, pot să fug la Twins. Să-mi găsesc niște asistență. Ia, uite ce fug oamenii după mine, uite ce vin, mă. Uai, nicio treabă, nu, mă, stai că prind eu într-o fază proastă. De trebuie decât să am răbdare, trebuie să joc chestia asta strategic. 4, eu fac și stamina între timp, ești nebun până mă prind. Bă, dar ăștia-s mai proști decât... Ia. Alai, și acum îi separăm frumos. Facem un rotocol. Lirtecuș în vârtecuș. Ia, dar să nu fiu mușcat numai, că dacă mă mușc aici m-am dus, dracule. Ia, așa domnilor, așa, mâncați-vă stamina cu mine aici. Între timp o să rămână decât unul singur, ăla verde pare să vadă retragere. Aici e strategia lui, ia, ăsta maru rămâne singur, ia. Și acum se inversează roata, domnule. Ia. Alea, mâncați-vă stamina fraierilor. Nu scăpați voi de aici, de timp să mă înconjoare el alții, ar fi o chestie foarte interesantă să nu mă las înconjurat. Ia, dă-i, alea. Ce mă, nu l-am nimerit, bă! Cu hitbox-urile alea buguite, mă. Ai cu doi colo, bată-te Dumnezeu, tu mai ai dat cu trei colo. Ia, nicio treabă, ia. M-a pișcat, mă, bată-l Dumnezeu, mă, dar cum dracu m-a pișcat el pe mine și l-am pișcat niciun din ei. Mai fac puțină stamina, n-am nicio treabă, ia-ți de-mi cum stă cu blidul. 18 blid într-o mușcătură, mă. Mamă, ce-a fost asta, Coemiu? 18 blid, 20 blid, m-a omorât într-o mușcătură, mă, fai, trebuie să... Te-aia să mă retrag, că n-am ce să fac, uite guapul meu cât damage de ăla, mă. 3.8, hai că e bine, când stau jos să vindecă mai repede, e bine, așa, uite acolo un Ava, e bine, că mai refac puțin hunger, deși nu cred că eu am spawnat chestia tot mai acolo, dar... n-a fost cea mai interesantă altercație, m-a așteptat să fi lovit și-o ceva acolo.
Da, na, la hitbox-ul pe care l-are Carno în jocul ăsta, ferească Dumnezeu și Sfinții și Măicuța Domnului, cum am urât eu de-o văzut la data trecută, atunci clipul nu pot să-mi dau seama. Mușc în el și nu ia damage, bă, bată-te Dumnezeu! Ale, uite-te, uite-te și tu! Ale, dacă nu omora bleed-ul, ai de cap, no, bun, hai să mâncare pe de chestia asta și să mergem la Twins. Mâncă dracului odată cu hitbox-urile alea, că nebunesc, cine dracu joacă așa ceva? Bă, numai Lebenz, umblătoare, pe toată, să dea dracu, dacă eram Apex, acum mi s-a spawnat, m-am văzut 7 și cu tacul dracu și nu mă, și muream de foame mai mult ca sigur. Dar hei, merge și așa, și îmi trebuie apă dintr-o dată, a, da, congratulațion, Terex, nu mai plouă așa, e nevoie la apă așa. Asta e încă o resursă necesară pentru existența ta, hidrogen, 2, oxigen, că dacă nu organismul tău se deshidratează, devine stabil de încărcat, mă fac crânat de la fumat. Păi te ajung ceratozor mai încolo, mamă ce e aici, nicio treabă n-are lumea, server fără reguli, mă oameni, numai așa vezi. Apex cu Apex și proști cu proști și morții cu morții și vii cu morții. Este băiatul să merge la Twins-ul mare să cauzăm probleme acum, pentru că n-am decât să mă pun cu 3 Apex dracule și și-am întoarat tot Apex-e, nu contează că e erbivor, tot Apex-e dracule, poate să omoare un Rex dintr-un singur stomp, așa că n-am de gând să mă gândesc să mă pun cu așa ceva. Uite Rex acolo, nicio treabă n-are săracul, zici că-l doare burta. Ala, arace la mine, mă, ăștia fac referența la mine acolo, ia, bată-vă Dumnezeu, dau și-o cu broadcast-ul. Ai de capul meu, na, bine, aia cred că să-mi dea jocul Crash, nu-i așa? Ala, nicio treabă, na, ia să beau și-o niște apă, ala-i. A dat cu doi colo, mă, așa l-a fost calutare că a încercat să mă mânce pe mine mai devreme. Bă, într-un fel sau altul tot o să moră, l-a dat cu doi colo la mine, să vedem dacă e ceva de capul lor. Foi de gamă, zic că o să fie ceva de capul meu, capul meu între dinții lor. Ala, nicio treabă, ia. Ia! Nu știu, omul încearcă să mă atragă într-o capcană sau încearcă să mă atragă într-un cer de ăsta al dubioșilor, al mix packing-ului între Mitar și Apex, dracu. Ia omul acolo, nicio treabă n-are, ia să vedem. Care e faza, domnule? Da, domnule, am înțeles! Era al dracu, să fie normal! Ia să vedem că putem să facem o șmecherie, să enervez puțin oamenii aceștia. Mai așa să mai dau o dată cu 3 gol și fug până el. Asta nu-i prost, mă, știe. Ia. Ia să dacă putem să facem o prostie aici. Ala, dă cu răgnitul, atâta. Ala-i, ăsta-i low, atâta mușcă-l T-Rex. Ala-i și Giga ăla după mine. Ala-i, cred că a mușcat cardul ăla, nu-i așa, e rănit ca dracu. Ala-i, nicio treabă n-are. Go in the aisle, ia. Vă suntem doar și apă de el, mă, idiotule. Ala-i. Ala-i, cărnatul. Domnule, nu zmere, T-Rex e mai bun ca tine. Ala-i, zică cam un Carlo, ia, nicio treabă n-ai, dar nu pe tine te vreau, fraiere. Nu cu tine am treabă, ia, hai să te văd. Ia să vezi. Te să prind o poartă deschisă când rage. Omul îi place să dea mare. Ia să văd, dacă aș putea să-l fac să-l muște pe alții. Ala-i, ia. Ala-i, ia, așa, bun. Da. Africa. Ala-i, l-am mușcat și pe el, l-am mușcat și pe ăsta, bun. Ala-i, l-am omorât! Ala-i! Ce prost! Atât! Stai jos! Cam în Carno a zis! Ala-i! Atâta! Ia mă, nicio treabă! Ala-i, stai jos, fraiere! Giga player! Sit down! Mă întrebare, care știu să omor eu Giga asta, că prea mult dă din gură. Și nu mă refer la faptul că dă în fălci. Ala-i! Hai să că face ceva util. Vreau ca să mă moare la final, adică e default, dracu. Come on, you're scared. Băi, deocamdată eu un bajoc de tine aici, deocamdată ai șoa să salvezi propriul tovarăș. Little kid. Bă, ce fain ar fi să mai fiu copil. Ia, hai să fac așa. Ala-i. Hai să bași o jung el așa. Dansul proștilor. Ala-i. The dance of retards. Fix așa. Ia. Ia, hai de capul meu, n-au uite-te, n-au nici nu ce n-aia vrea să fac cu omul meu, decât îmi bag joc de el, n-am nicio șansă cu Giga asta, dracu, decât vreau să-l tachinez aici. Ia, mai dea formul, ia, ala-i, nicio treabă, domnule, ala-i. What you want? Asta vreau. Să fiu un idiot, asta vreau. Kill he. Pune dreosaurul pe mine, mă. Dacă pune dreosaurul pe mine, am fugit, nu mai stau. Ia, ce dracu omor, mă, ăștia, ce-o pui de Giga? Și-o omort un seamăn, mă, proștii. Unde-i Draio, mă, i-au fugit pe insulă acolo. Am câștigat! Ala-i, cârnatul cu picioare, câștigă!
Who says you cannot win a battle by being stupid? Ce vrei mă, bată-te Dumnezeu, vin apoi tu pe ia că nu atom, bate. Sinucide-te în apă acolo, mâncă-te din osucusul, mă bată-te Dumnezeu, unde vin cu acel? Ala, îți mănânc tovarășul ăla prost. Ala-i? Nici o treabă. Ia! Mă dau și uite forcolul pe acolo, mă, să le enervez așa. Na, omul s-a pus jos, nicio treabă n-are. Iar vrea să mă să-l atac acum, dar nu vreau să-l atac, vreau să vedem ce face. Ia. Na, uite-te, doamne, prost, eu. Pare că mi-am umplut burta, sunt bine, mersi, nicio treabă, n-am ținut de cap. Ia, nicio treabă n-are. Ce dracu tot vrei, mă, pleacă, dar cine știi ceva, te-o să țin distanță de el. Din cauza că hitbox-urile alea stricate, poate mă muștea de 12 km, când mă aștept mai puțin. Ia. Du-te înapoi, băi, insula ta, mă, bată-te, Dumnezeu, că te spamez, aci cu răgnete, până-ți vine greața, mă. A trebuit să încerc să-l copiezi astea, așa-ți fac pe papacalul. Ia, ce faci? El fac și eu. Ca ultimul ratat, ia. Da, nu mă pun jos, dar asta nu o fac. Simon Says, ia, nicio treabă, ia. Băi, știi, acum ar putea să pot să-i aplic vreo două mușcături. Ai, mă doare purta de râs, mă, nu știu cât de entertaining e pentru mine să se uite. Dar pe mine mă amuză rău de tot. Ia. Cred că s-a oprit și el că fac troll acum, nu-i așa? Cea mai mare satisfacție să torez un jucător de giga, n-am crezut că o să mă distrez așa de tare. Hai mai fă ceva, te-ai plictisit, gata. Zic că am killed a little giga in carnal. Bă, dar n-am omorât eu giga, dar ce minți? Bă, mincinosul dracule. Nu stai, dacă cu doi cu ăla, am pierdut jocul. Ei, uite un alozaur, mă, o să-l omor pe ăla. Ia alozaurul ăsta, ce vrea, mă? Ce, tu ești tovarăș cu mine, mă? Suntem tovarăși? Hai să omorâm giga ăla dacă suntem tovarăși. Te duci tu la înaintare, ți-ai încasez la victor. Ia, mă! Ia, mă, mi-a făcut tovarăș, mă! S-a mor tu, mă! Ia, mă! Ia, mă, că-s aliat ăsta cu mine, ești proști? Hai, da, domnule, să o facem noi doi împreună împotriva lor. Tu, coadă de vieți pe dracule. Hai de cap, eu... Bă, asta e cea mai mare idioție. Băi, de cap, eu lag-o ăla. Asta e cea mai mare idioție pe care o facă, dar e amuzant. Ia. Asta tot dă cu trec. Ia, mă, cea să ne împingă, mă, ne face puș, mă. Du-te, mă, daci. Sucu! Sucu! Aaa, ne-a făcut mare bait, mă! Hai de cap, mă, da, știi ceva, o, pot să fug așa în fine, nu fac griji. Ne-a făcut mare troll, mă, mi-a întins capcană, dar tot e dracu și sucul ăla, că nu m-am aștepta la asta. Așa ar face inteligent din partea lor, domnule. A, mi-a trecut mai puțin de un minut tot bleed, ești nebun la cap, hai să trecem la runda a doua! O să fie mai amuzat acum, că să fie noapte, nu o să știm care, nu o să știm pe cine lovește pe aici, să mă bată Dumnezeu, mă, dar de unde o fi ieșit sucul ăla, mă, doamne ferească. Și nici măcar m-a anunțat și pe mine alozaur să dea și eu un col, un broadcast ceva pe acolo. Nici o treabă, fratele meu fugea pe lângă mine, mă. Știi că alozaur a putea să fugă să mă omoare. Ia sucul ăla, ia sucul ăla. Ia prostul. El mă caută, mă. El e big brain play. Ăte e prostul, na, dă-i și fugi după mine, tovarășe, că nu mă prins pe mine. Dar te poate să fie giga ăla pe aici, asta e singura problemă. Dar hei, o să fug în câmp de schi și nu o să mai prins pe mine niciodată. Bată-te Dumnezeu, da, fraier. El crede că mă prinde, el crede că mi-a dat mare blin, m-a mușcat o singură dată și să crede tare. E momentul să abandonăm acest cluster de mix pe cărjegos, să mergem înapoi pe plajă și să ne odihnim, dracului. Următoarea zi începe iarăși bătălia. Un singur carnul împotriva la două clanuri retardate, mă, să-mi bat picioare și tot eu am vrut să ies pe plus pe acolo care să omor carnul ăla. Auzi, mă, să te avea pe mine că am omorât sub adultul ăla de giga, mă. Mamă. Păi asta înseamnă război, domnule! Ala-i tovarșul meu alozaur de data trecută, mă? Ia, mă! Ala-i tovarșul, tu ești, mă, bată-te Dumnezeu! Ala-i, aici-i T-Rex-ul, sper că el e, mă, domnule, dacă a supraviețuit nebunul ăsta, sunt fericit, mă! Omul s-a pus împotriva la un spanul la un giga, numai ca să fie tovarăș cu mine, na! Tu ești, mă, bată-te Universul! Domnule, ceva a fost omorât aici și nu știu dacă am fost noi! Ok, am înțeles, mulțumesc de informații. Aici, domnule, este HQ-ul nostru. Ala-i. Aici ne facem noi facul ca cei mai mari intelectuali. Da?
Bă, mă gândesc să apar clipul ăsta în două părți, să dea dracu. Că văd că, văd că domnul Cârnat, văd că Carnotaur, bine, e femeie Carnotaur ăsta, nu e domnul Cârnat. Aici e domnul Cârnat, e femeie, nu contează. Că aș putea să apar chestia asta în două, dacă este prea lung, dracu, dacă este clip de 5 ore, de clip, am zis clip cum? A, ok, asta, asta este nouul termen pentru clipuri. Parcă este clipul ăsta undeva la 3 ore, cam așa, 5 ore și se întâmplă ceva interesant, e fain, îl împărțim în două bucăți, o să fie așa ca o, ca o franciză întreagă. Dacă o să fie numai porcărie, dracu, și o să tai 90% din el, îți dai seama că o să fie, o să fie un clip de 5 minute pe acolo și atâta. Oricum, lumea nu se uită mai mult de 5 minute la clipurile mele, așa că de ce dracu mai pun atâta o steneală? Frate, Bonzarelo, am decis că așa numim Alozaurul ăsta, apropo, Bonzarelo se numește. Am auzit un afa care s-a speriat de ceva pe acolo. Și sigur n-am fost noi, că noi nu suntem acolo, noi suntem aici. Numai dacă fratele Bonzarelo nu cumva s-a teleportat psihic acolo să sperie, să sperie avă. Ușor, frate Bonzarelo, nu te arunca prea tare, nu știm ce este pe aici și încă noapte dracului. Deși mi-a primit puțin apă, dar totuși nu, nu știu ce să zic. Frate Bonzarelo! Sau unde pași aici? Uai de camion, nu e ok. Frate Bonzarelo, am auzit ceva mare. Dar acolo, frate Bonzarelo, în spatele meu este ceva mare. Ne pândește. Aici, frate Bonzarelo. Hai de capul meu. Foi, oi, oi. Am intrat pe teritoriul ilegal, ne doamne ferească Dumnezeu, mă. E ceva acolo, fratele Bonzarelo. Uite acolo, unde arată Carnotaurul cu coarne, unde arată Cârnatul cu coarne acolo. Frate Bonzarelo, vină după mine. Te să ieși în dracul de aici, mă, că e ceva aici, mă, te poveștea. Doamne, bate-te și eu nu sunt foarte bun la, la manevre escazive. Nu sunt expert la manevre escazive. Doamne, ferească Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu limba mea, mă. Nu sunt bun la manevre evazive printre copaci. Sunt o mașină de curte care alergă pe circuit de... O, nu, frate Bonzarelo, unde ai dispărut? O nouă zi ne aduce tovarășe benzoane sau bastoane. Băi, cum te racutea numea? Bă, niciodată nu rețin numele, să-mi bag picioarele. Hai de cam, eu toată lumea o să-și aduc aminte de legenda asta de om. Numai eu nu o să-mi aduc aminte cum l-a chemat săracul. Iată, tovarășe, locul de bătălie unde ne-am întâlnit noi. Ce dracu-i tot cu aia asta dat să iei după noi, mă, să-mi bag picioarele, mă. Asta e locul unde am întâlnit noi și locul unde am dus lupta, mă, Blanao, mă. Acum e momentul să cauzăm mai multe victime pe aici, acum că giga ăla tare în gură nu mai e bine, tare în gură, dar și eu. Ei, nu puteți să zici că eu nu sunt tare în gură din ambele puncte de vedere, adică și vorbi și mușca. I-am dat vreo două bucăți la frate, ai văzut, l-am făcut să sângere de puțin, el n-are o să mă atingă niciodată. Bine că dacă mă atingea o dată era și pentru ultima dată, dar hei, asta e partea a doua. Uite aici roadele luptei mele de data trecută, ăsta cred că e giga ăla, oare pula de giga sau giga ăla, nu știu. O să zice că e carnul ăla de la Momorucio, ala-i. Nu știu, o să presupunem doar. Ia de aici și mâncă fratele mele. Ala, ia de aici, tovarășe, mâncare aici. Uite aici, uite-l, se rostogolește lepința, a început să umble mort. Ia uzi, tovarășe, benzoane, e unul al tău, mă. Ala-i, hai să dă semnalul că suntem aici. Ala, dar nu cred că e cea mai bună idee ce facă, dar nu contează. Ei, uite-l cu mine pe vale în jos, mă, ia uite-l. Hai de cap, e ca un bec să vede. Ce zici, tovarășe, benzoane? Asta e decizia ta, e unul de altul, nu seamănă de altul, dar dacă văd, nu seamănă de al meu, îl omor. Băi, de cam eu, tovarășul benzoane, puțin cam, băi, de cam eu, nu știu, e cam ostentativă. Ia, a luat-o la fugă, la nu știu ce asta. Ok, am înțeles, îl omorâm atunci, hai da, pe el, mă, hai pe el, pe mama lui. Ala-i. Fai de cam, cumva dacă trec cu rădării, mi-a dat mie star să fug, dar tot ce fuge, bă, ce să duce omul. Mamă, cum îl prind de urmă, ești nebun, ea nicio șansă n-are cu albastru, pere, cu albom, nicio treabă n-are. Ala, hai să-l împingeți spre cel cu morți acolo, domnule. Îl distrage T-Rex-ul. Ala, ia uite-l. Ala, nicio treabă n-are. S-mă, ce mă? Hai de cam, a zis cumva să mă suge la mă, așa, asta a însemnat. Hai de cam, hai că l-am ținut pe loc să fie când să-l prindă tovarșul. Ia, acum să-l prinde din urmă și să-i dă moarte. Ala, l-am mușcat, domnule. Papa, încă un alozaur în parte. Ala, ala, tovarșul benzoane să duce în mă. Mă, l-a omorât, ești nebun la cap. Felicitări, domnule. Acum, uai de cam, ala, eu nici nu cred că l-am atins, dar asta e partea a doua. Ia, că mi-a auzit unul pe acolo. Ia, unde, unde, tovarășii? Bă, noi avem dovezi de Carnotaur că e canibal, dar Dalozaur nu prea am auzit chestii de-astea. Acum, da, e afirmare de dominanță. Asta nu vrea să împartă teritoriul și nimica cu nimeni. Păi, e cam asta, da, acțiune, domnule. Olu, e un acro. Tovarășe benzoane, tovarășe benzoane, nu. Nu, nu, tovarășe benzoane, fugi. Fugi, tovarășe. Nu, 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 pe el, nu, nu. Nu, tovarășe benzoane, salvează-l T-Rex. Nu. Nu, tovarășe benzoane! Du-te, la acolo, la Blanao, nu, mă! Ala-i, bată-te, Dumnezeu, dar... Nu, mă! Bonzarelo, am decis că așa numim Alozaurul ăsta, apropo, Bonzarelo se numește. Thank you.
mare durere sufletească acum se arde în inima mea. Bată-te, Dumnezeu, te omor, mă. Alai, hell, dracu, să fie de distrus. Cine dracu dat-a viteza la un prător aproape Apex? L-o mor și acum pleacă, ce face? Bată-te, Dumnezeu. Bă, păi până aici a folos fraierul. Nici o șansă, dar ia. Ia. El face cu eschive, da, le-am uitit el la el. Cum n-ai badobor eu așa ceva acum? Asta e cea mai mare întrebare. Că nu-i foarte rezistent, dar are damage, aia e singura problemă. Ia, hai de cam eu. Și cu ambuscarea care durează la infinit, dracu, aia e cea mai mare problemă. Cum îmi răzbun eu tovarășul, mă? Doar l-a omor pe săracul Benzoane și l-a lăsat acolo, nici măcar n-a rupt o bucată din carnea lui. Bine, că dacă rupea o bucată din carnea lui, cred că m-a aruncat și-o în gâtul lui direct. Da, știi ce ar putea să-i fac, mă? Are puțină stamina, ar putea să-i consum stamina. Și după aia ar fi la mâna mea, dar... Sau de-al carnul, mă, ia astea așa, poate facem acum niște întăriri. Nu, fuge pe mine prostul! Alai, nici o șansă, domnule, stai acolo în spate. Păi de cam am avantaj de pădure, domnule, tu n-ai așa ceva. Tu ești decât un foarte mare abarnan, ce dracu e abominația asta, oribil arată. Mă, de mare, care dintre noi moare mai repede de foame, el sau eu? Cred că el, dracului. Ia se, poate reușesc să-l atrag într-o capcana morții sau ceva. Poate reușesc să fac un tovarăș pe drum. Poate reușesc să vorbim așa prin semne, știi? Îi fac un semn așa cu capul și îi arăt, uite pe ăsta. Uite, ăsta e bulanciul, omor pe Benzoane. Poate e Dumnezeu de fraier, mă. N-ai tu pe să vin coace. Ia, ce face ăla. Hai că știu că poate dinozaur de sandbox pot să muște când stau jos aproape. Care e strategia aici? Strategia ar fi să mă blochează într-un copac, că să mor. Nu știu ce am, o vagă senzație că tata mea o să se întoarcă împotriva mea acum, dar... Fix așa se simte, să mă bată Dumnezeu de nu. Adică am eu și plouă, și nora, și urât, și lângă apă, și înconjoată, toate cataclisme naturale. Cum dracul dobor eu pe ăsta, mă? Trebuie să răzvun pe tovarășul Benzoane, dar nu mă interesează ce spuneți voi. Nu mă interesează că T-Rex o să mor ca prozul, ci cărnatul cu picioare moare în zadar, nu-mi pasă. We going in, boys! Alai, ia-le T-Rex, atâta, i-am dat una. Alai, oare i-am dat una? E cea mai bună întrebare. Nu cred că i-am dat niciuna. Hopa, asta e că și-am buscat iarăși. Atât e Dumnezeu, stai cu minte acolo, domnule, că nu-ți mere. Cu ambuscarea de 2 lei a ta care a accelerat cu... Ia, încearcă să-și facă stamina, mă, stai așa. Trebuie să luăm prin spate, asta e strategia. That's the strat, ia, mă, că sângerează, mă, l-am lovit. E bine, mă, ala, e slab la bleed, mi se pare, acrocantosaur în jocul ăsta. Deci, prima mare, trebuie să poate să abuzeze de chestia asta, nicio șansă n-are. Nu trebuie decât să-l prind eu într-o fază proastă, ia. Opa, lagul ăla blana, nu stai, mă, că mă omoară lagul, mă, bată-te, Dumnezeu, rubber banding-ul ăla, bă. Uai, că măi, culița, mamă, doamne, uai, nu e ok, nu, stai în spate, fraiere, stai, haide, cam eu era să mă omoare lagul, ești nebun la cap. Haide, cam eu jocul ăsta cu probleme de performanță, bă. Ia să vedem, acolo prin spate, domne, alai, opa, și-am luat pomul, și-am luat încă un pom, fai, ferească, Dumnezeu, bine că m-am lecat pe lângă el. Vine spine-ul ăla, mă, fai să mă bată Dumnezeu, mă. Uai, vine oare în ajutorul meu sau în defavoarea mea, că dacă se întâmplă chestii de astea iarăși. Oi, un ceratozaur, mă. Uai, asta nu e ok. A, normal, dracule. A, pentru tovarășul Benzoane! Du-te, mă, daci! Alai, nicio șansă n-am, fai de capul, eu sunt... Uai de capul meu, cum mor acosta proști, alai. Ia, du-te, mă, daci, alai. Fai de capul meu, nicio șansă nu mi-am, domnule, atât... Mix packer, domnilor și domnilor, a făcut și o mix pack până aluzat și asta s-a întâmplat. Fai de capul meu, oribil a fost, mă, să-mi bag picioarele, mă. A fost pentru tovarășul Benzoane acolo, mă, că el s-a sacrificat pentru mine și a trădat proprii semeni pentru mine. Să-mi bag picioare, a fost cea mai mare risipă din timpul meu pus. Na, oameni, asta a fost și saga lui Cârnat Umblător cu picioare dracului. A fost extraordinar, mi-am rostit 2 ore de viață în momentul ăsta, numai ca să mor în zadar ca ultimul imbecil, drag, mă. Care a fost acțiunea continuă ca Path of Titans, unde te plimbi 5 ore pe hartă și nu găsești nimic. Na, data viitoare, cred că jucăm pe server cu legul, da, bine, hai că pot să vorbesc. M-a durut în gând, m-a durut limba 2 zile, ce s-a întâmplat? Da, nu, data viitoare, cred că jucăm pe server cu regula, că mai joc vreodată și jucăm Suco, că eu am fost main Suco toată viața mea și am bătut Apex cu Suco, așa că, până urmare, dacă v-a plăcut clipul ăsta, toată suferința mea, lăsați dracu acolo un like, mulțumesc, toată atenția acolată, F încerc pentru tovarășul Benzoane, doamne, battle-mă, alozaurul ăla, și noi ne vedem cam ce data viitoare, hai da, pa!